Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Pe 20 februarie 1954 venea pe lume, într-o casă iobăgească, un om care nu a stat niciodată în afara credinței, nici când era risipit. Un om pornit dintr-o lume complet căzută a devenit faimos. Un om care odinioară împărțea bucățica de pâine, iar astăzi este cunoscut pe 3 continente. Astăzi este ziua de naștere a maestrului Grigore Leșe. Îl aniversăm și urăm ani mulți, cu sănătate și iubire. Te îmbrățișez, Grigore! Vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Este o mare bucurie să mă aflu astăzi în studioul Antena 3. Mulți ani trăiască, Grigore Leșe. Așa, mulțumesc tare frumos. Cum ai venit pe lume, Grigore? Vesel sau mai trist? Știi ce îmi povestește mama? Așa. Mama așa mi-a spus. Zice, băi, Grigore, te-am făcut la 7 seara. Înseamnă că m-a născut în rânduială. Seara, o veni noaptea și m-am trezit pe lume. Am mai stat un pic, m-a luat în brață nănașa, cu moșa și cu mama și m-a dus la biserică. Dar stai un pic, că n-ai venit oricum pe lume. Păi știu nu? Că mama te-a adus stând în picioare. Oi de mine! Cum așa? Bine, dar m-a făcut și m-a făcut cu drag. Cum zic, atunci când m-a avut pe mine, m-a făcut de drag. De drag, nu? De drag. Dar cu înțărcatul cum a fost, Grigore? Păi cum să fie? Cum să fie? Că știu că nu prea te-ai lăsat subțință, înțărcat. Băi, am subțință, fii atent aici. Așa? Plândire, am subțință până la 3 ani. O prindeam pe mama de roche și o trăgeam să-mi dea țâță. Se dădea mama cu ce? Cu funingine? Cu numai să nu mai pui gura. Dar stai să spun, știi ce? Știi cine m-a sunat dimineață, până la ora 7:30, 8? Mama mea. Care într-o ușoară suferință. Sper să-și revină. Multă sănătate, urăm da. Și noi. Și-o zis, bă, Grigore, mă, la mulți ani, mă. Știi cum te-am făcut eu pe tine? Am 67 de ani te-am făcut pe tine, mă. Și te-am făcut de drag. Și m-am bucurat extraordinar. Ce vreau să spun, Florentina? Dumnezeu și-a întors fața către mine. Că pe tine, dacă te întreb, băi, Florentina, de când nu ne-a văzut, mă? Cum a fost lumea ta? Că tu, dacă mă întreb pe mine, așa. Băi, Grigore, de când nu ne-am văzut, mă? De când am făcut emisiunea? Din așa. August, ce ai făcut? Trecut. Mă, ce ai făcut tu pe lumea asta? Mulți am făcut. Ai scăpat de COVID, Grigore? Păi l-ai n-am avut. N-am avut. Ai reușit să scapi, să-l ocolești sau să te păi ocolească el? Păi dacă eu horesc, așa și fuge. COVID-ul fuge. Sau așa. Că e energia bună. Dacă ai energie bună în tine și trup sănătos și lângă trupul ăsta ai un suflet și dinăuntru ești bine... Și singur, Grigore? Că singur nu prea. Omul e făcut să fie împreună cu... altcineva, păi cu alt om un pic, în pe lumea asta. Eu sunt cu Dumnezeu. Că așa se zice. Păi nu sunt singur pe lumea asta. Grigore, Grigore, nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase. Nu. Uite, credeam că în cartea asta, Chipurile umilinței, o să citesc mai multe întâmplări frumoase, fericite. Da. Dar i-ai dat un titlu greu. Are așa o încărcătură de testament, cartea dar asta. Dar știi de ce? Știi de ce? De ce? Că atâtea s-au spus despre mine lucruri neadevărate. Așa. Cu trebuie să mă arăt odată, să le spun, mă, dar voi mă cunoșteți pe mine, de vorbiți așa progle despre mine, cum se spune. Te-ai arătat în cartea asta. Păi m-am arătat, adică, măi, oamenii nu mă cunosc. Și atunci, dacă nu mă cunosc, bă, zic, trebuie să scriu cartea asta să le explic. Până cât am trecut eu, știi cum pot eu descrie viața mea? În 4 versuri cântate. Ia, ascultă aici. Ia. Ia să auzim. Hei, că acelui iar-aș da, da, măi, da, ce în el lume s-ar afla. Ha, 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 măi, da să-mi citească inima, da. Ai, că m-ar certi și n-ar ști spune
Da, mă, dacă te m-am mâncat în lume, hai, că arăcea până ar muri. Da, mă, dar și încă n-ar mai isprăgi, arde chiar focul de lume. Asta spune un carte. Ce ți-a fost cel mai greu să arăți despre tine în cartea asta? Știi ce mi-a fost cel mai greu? Și ce mi-e greu asta? Să dau cartea asta. Mi-e tare greu, că e viața mea. Da. Și mi-e greu să o dau. Știți cum? Omul, dacă vrea să mă cunoască acum, eu le-am dat prilejul să mă cunoască la 67 de ani. Hai să-l vedem pe Grigore când era unde? În armată. În armată? Avem fotografie cu tine din armată. A fost. La tancuri. Exact. Cum îți spuneau colegii? Aveai și o poreclă. Pianină. Pianină, zice. Pianină, tonul la cânte. Așa. Aici asculă o tari cu Colman de la Târgu Lăpuș, cu Ghiță Șmășan Fiertan, cu Eden. Aici doar numai calma mai trăiește. Cealaltăță suglie sunt lumea de dincolo. Așa eram eu când eram micuț. În fața mea erau sute de oameni care veneau la spectacolele mele. Eu eram un fel de vedetă. Și din vedeta asta, fii atent, nu vreau să mă scoată. Până într-o zi când am zis, bă, dar copilul ăsta, o zis cineva de acolo, bă, dar ce țineți copilul ăsta? Bă, trimiteți-l și pe ăsta la o școală. Și o zis tata, zice, bă, și de-i bate numai la tobă, dar să ai școală. Și o trebuie să faci școală. Grigore, dar când a fost să pleci la Cluj, da. După ce te-ai risipit, ai ajuns la Cluj când, iată, uită-l pe Grigore. Militar. Tonul la cântec, pianină, și zicem, frunză verde, nu-i bun tonul, culcat. Alergare, stânga împrejur, aviație inamică la joasă înălțime. Cu obuz reale, nu? Adunarea, drept, tonul la cânte, pianină, iară de geam. Cine alerga până nebuneam din alergături? Ziceam de Cluj, ziceam de Academie. Când a fost să plece acolo, din nou a trebuit să iei cumva unul dintre chipurile umilinței. Păi da. Pentru că n-a vrut nimeni să te ajute, să-ți dea o mână de ajutor. Ce? Nici nu mi-au amânat armata. Exact. Asta nu? Prima la mână. Grigore la tancuri. Și atunci când te duci la tancul, trebuie să uiți de fagot. Știți ce am ajuns să fac? Să șuier concertele de Mozart, de Weber în Pluton. Șuieram. Adică lucram pe memorie. Păi să nu le uit într-un an și patru luni, cam mult, să nu dai din degete pe fagot. Da. Te-am făcut și asta. Și ai reușit. Păi fii atentă, ce să te iei la 37 de ani, cu familie, să iei drumul Clujului, să dormi în paturi supraetajate, să fii cu femeia picior la picior și deasupra mea copilul, copilul de sus, în anul, în clasa nouă, la liceul Avram Iancu, bă, trebuie să te ții tare. Dar de ce atât de târziu, Grigore? De ce abia la 37 de ani la conservator? Păi spune-o de ce, pentru că după ce am terminat și am avut problemele cu Academia, cu suplimentarea locului, o trebuie să mă duc acasă, în armată. După armată, am venit după armată până mi-am revenit, Gheorghe Verlea, fie iertat, a zis, bă, Grigore, du-te profesor în Comuna Lăpuș. Și fiind în Comuna Lăpuș, am uitat de mine. Și aici vreau să spun ceva, Florentina. Până la 6 ani de grijă mi-au purtat străbunicii mei. De la 6 ani și până la 18 ani, mama Anastasie și cu tata Ion. De la 18 ani și până la 59 de ani, m-am ocupat eu de alții. La 67 de ani a venit vremea să mă ocup și de mine. Că eu, știi cum, nu-mi place să stau într-un loc. Am schimbat locul, că așa se zice, e vorba asta, zice. Bă, când stai într-un loc prea mult, așa, trebuie să schimb locul și oamenii. Am stat la Lăpușul Românesc, în comun. Am stat la Târgu Lăpuș în B4, am stat în Tele2, am stat la Cluj pe memorandumului, am stat în Dristor, am stat în Baicului pe strada Cozia
Și acum Dumnezeu, fii atent aici. Așa. Și-o întors fața câte bine. Știu unde mă mut amul? În Titan. Mă mut la biserica Sfântul Antonie, cel mare de la, Vâlcea, așa-i spune, din iezerul Vâlcii. Așa. Frumos. Acolo. Părintele Gavril m-a primit acolo și oamenii din jurul meu, hai mă să creăm liniște la Grigore. Și pentru asta trebuie să le mulțumesc la oamenii din jurul meu, că ei mă fac de săptămâna viitoare, o să fiu fericit. Și vezi cum îți poartă ei de grijă. Minunat. Aia spune-mi tu, Grigore, aici unde erai? Unde erai tu aici, Grigore? Unde eram? Aici sunt în buncherele din Târgu Lăpuș. Dar ce căutai tu pe acolo, Grigore? Ne ascundeam. De ce vă ascundeați? Și de cine? Păi spune-o cum ne ascundeam. Pe vremea, înainte de 89, de la 10, până la 10 nu se deschide nimeni. Noi ne ascundeam acolo, cântam, spuneam poezii. Și mai ales ce făceați? Serveam băuturi, bem. Și mai ales beați. Da, dar atenție că băutura noastră nu fă la întâmplare. Eu când luam o iagă, cum ar fi paharul ăsta, așa, și dădeam mutură, când ajunge la mine, o iagă era de două iagă. Zice, no, te de acolo. Da, turțul. Spune-mi de turț. Cum? Turțul, ce-i turțul? Ca să înțeleagă și oamenii. Știi ce? E o băutură. Așa. Atâta miros aceea, că dacă o desfaci în crâșmă, nu mai stă nimeni pângă tine. Dar știi cât era 50 de turți? 50 de bani. Aveai bani ăștia, Grigore? Câteodată nici pe ăștia nu-i aveai. Ia zi. Noi știi ce? La 38 de lei trebuia să facem chetă de la 20 de oameni. Și apoi luam felea. Dintre toți tovarișii ăia ai tăi, cu care mergeai prin buncărele din Cluj, cu care stăteai din... Nu numai în Cluj, Târgu Lăpuș. Așa. Dar stai că în buncărele... Mai trăiește cineva? Dintre toți tovarășii aia mai sunt care trăiesc, dar cam s-o dus la deal. Cam s-o dus, cum se zice, s-o dus la deal în lumea din... Din cauza băuturii. Păi nu din cauza băuturii. Oamenii au necazul, mă. Dacă Dumnezeu nu i-a ținut numai atât o vrut să-i țină pe lume, nu eu trebuie să socotesc asta. Dumnezeu știu, el face dreptate. Eu când mă duc la Târgu Lăpuș, fac ture pe-n cimitir. Da. Mă duc pe la ei. Da. A fost spre că m-am învățat viața, că viața îți roade inima. Eu cu oamenii ăștia am trăit într-o lume, știi cum se zice, fii atent, că lumea asta e lume legată, cu lanțuri și cu lăcată, numai că trebuie să desfaci lumea, trebuie să o deznoți. Păi dacă nu deznoți lumea, păi nu-i afli sensul. Trebuie să ai personalitatea ta, că sensul nu vine din afară. Vieții, tu trebuie să-ți dai sens. Vorbește noi ca foarte frumos, zice, dom'le, să-ți cauți sensul, cum faci? Păi caută-ți-l, zice Noica. Caută-ți-l, că ăsta nu vine din afară, sensul vieții. Nu, trebuie să-l cauți tu. E, dar să-ți afli sensul, că știi cum viața asta e un fir dintr-un ghem. Mare. Firul acela trebuie să-l ai. E foarte important. Și atunci, fii atent ce fac eu. Dezleg lumea, așa, că lumea e înodată, așa se spune. Trebuie să o deznoți. Dar trebuie să deznoți și Horea. Dacă nu deznoți Horea, nu poți deznoda lumea. Eu deznot lumea prin Hore și asta e foarte important. Și încă ceva, în lumea asta noastră, sunt mai mulți văzători, mai ales în ziua de astăzi. Noi nu avem nevoie numai de văzători. Avem nevoie de clar văzători. Avem nevoie de cuvânt și când spunem cuvânt, ne referim la gândire. Trebuie să-ți afli loc în lumea asta. Știi că se încălcește? Lumea se încălcește. Știți că ițele astea îngrumaz, îți coardele vocale ca niște ițe. E, trebuie să noți și să deznoți. Da. Și dacă nu știi să noți și să deznoți, degeaba ești pe lume. Dar dacă nu știi să deznoți și ițele astea ale dragostei, ce faci, Grigore? Mergi așa, nodat, până la capătul vieții? Știi ce? Nu. Deznoți prin rugăciune. Așa. Iar pentru mine...
Știi ce înseamnă rugăciunea, rugăciunea? Să horesc. Doamne, nu mă îmbătrâni. Doamne, nu mă îmbătrâni. Ne uităm un pic. Aș vrea să rog regia să vedem și noi în wall. Să văd ce mi-ai pregătit exact, aici, păi, Florentin. Exact, ziua, da, am zis păi că te sărbătorim. Păi da. Da, apropo de asta de rugăciune, și trebuie să de fiu, trebuie să fiu, nu știu cum, și fericit. Că am niște oameni de dimineață de la 7 mă sună într-una. Minunat, da. Soția ta, Grigore, Voichița, da, fosta soție, a dat rugăciune după rugăciune după rugăciune la Rohia, la părintele Paisie. De dimineață până seara mergea... Dar tu citit-o Paisie pe mine, așa? Atât o citit, tot o citit. Dar de ce voia? Degeaba citesc ei, dacă eu nu sunt voința mea. Eu hotărăsc. Nu știe nimeni ce-i înăuntru meu. Eu un duh. Dacă totodată poate să fie și unul rău. Uite păi, aici, pe părintele. Păi, cum? E n-a preasfințitul Justinian. Da. S-a rugat pentru mine. Da. Vedeți, după un concert. Vedeți? Oamenii de ăștia am avut în jurul meu. Mi-a dat acum episcop Justin, mi-a dat crucea voivodală la Ateneul Român. Minunat. Uite-te... Ce oameni am avut? La Târgu Lăpuș m-au făcut cetățean da, de onoare. La Cluj, la fel. La Baia Mare m-au făcut cetățean de onoare. Atenție! Maramureșul este cetățean primul. Da. La Cluj sunt cetățean de onoare. La București sunt cetățean păi, de onoare. Cred că ai de ce să fii fericit. Și atunci, ia, dacă m-ați chemat aici, la, eu trebuie să vă mulțumesc că v-ați gândit și la mine. Că noi ne gândim la oameni pe când nu sunt în lumea dar asta. Dar spune-mi, Grigore, crezi că rugăciunile, iată, rugăciunile părinților, rugăciunile preoților, te-au făcut să te întorci cu bine la tine pe când, na, măi, te-ai risipit? Știi cum e situația, mă? Spune-mi. Ca să poți ști cine sunt eu. Așa. Cum poți tu ști despre tine dacă nu te risipești? Făcând toate relele? Da, că să zice așa, nu toate relele. Dar? Păi eu n-am făcut rele pe... Eu am trăit în lume, eu sunt dar în lume. Dar ți-ai făcut rău ție însuți, Grigore? Păi făcut? Nu știu dacă mi-am făcut rău, că așa e lumea asta. Am spus că e legată. Păi s-o pot deznoda. Eu trebuie să stau cu țigani, trebuie să stau cu pușcăria, și eu trebuie să stau între oameni. În Baicule am stat acum între oameni. M-au văzut oamenii pe acolo. La Cluj am stat între oameni, la Târgu Lăpuș am stat între oameni, la Lăpușul Românesc. Copiii din Lăpușul Românesc m-au făcut fericit. Da, da. Și acum, da, și de câteva ei, zile, Grigore, sunt fericit pentru că părintele Gavril, așa, de la biserica din Titan, a zis, domnule Leșe, uitați aici cum e la noi. Este senzațional. Am gânduri mari acolo. Minunat. Doamne, nu mă îmbătrâni. Hai să ne uităm împreună. Hai la... Hai să ne uităm. Să ne uităm împreună la cântarea asta. Tare mult mi-a plăcut. Și am lasă-mă zis... să-mi cresc pruncii. Dacă da, pruncii da, mi crește, da, cât-i vreme îmbătrânește. Da. Erai cu Ada Mila. Doamne, nu mă îmbătrâni. Doamne, nu mă îmbătrâni. Lasă-mă să-mi cresc pruncii, lasă-mă să-mi cresc pruncii. Cu mine. Dacă pruncii mie crește, dacă pruncii mie crește, cât-i vreme bătrânește, cât-i vreme bătrânește. Te-ți cântăm din platou. Doamne, nu mă bătrâni. Doamne, nu mă bătrâni. Lasă-mă să lasă-mă să cresc pruncii. Dacă pruncii mie crește,
câte-i vreme în bătrânește, câte-i vreme în bătrânește. Știi de unde știu textul ăsta, Florentina? Minunat, Grigore. De la poetul Ioan Alexandru. Frumos. Băi, Grigore, eu îți dau site-ul, textul aici în gura ta și să-l cânți. Știi unde l-am cântat pentru prima dată cântecul acesta? Cu Levina, cu soția lui și cu Joachim la Bonn. Iată, uite. În Germania. Și mi-a rămas textul acesta. Și Ioan Alexandru, când m-am întâlnit până în bunchere, până la Târgu Lăpuș, a zis, Grigore, să ai grijă de tine, că noi ne punem nădejde mare în tine. Ispitele au fost multe, dar am trecut. Cine m-a ajutat? Horea. Eu mi-am aflat, nu știu cum să spun, nu tăți își află sensul în viață. Trebuie să-l cauți, să te găsești pe tine, să fii înăuntru tău bine. Să știi, să ai o identitate a ta. Păi dacă n-ai identitate... Vezi, Florentina, eu dacă vorbesc așa, mai cu patos, oamenii minte n-ar zic, păi leșe-i îngânfa, leșe ne ceartă, leșe... Da. Nu. Le e frică mă, de tine? Măi, așa e firea mea, mă. Eu dacă vrei, pot să zic și așa. Mi s-a făcut pielea de găină, ești extraordinar de frumos, ești formidabil de frumos, bravo, extraordinar. Nu. Păi așa oricine poate. Cum te-ai înțeles cu Răzvan Bucuroiu, da? Cu Răzvan Bucuroiu a avut ocazia să mă cunoscă. Da. Și la sfârșit, după ce am terminat, zic, Răzvan, acum mă cunoști? Zice, bă, te cunosc, dar n-am crezut că... Eu n-am și am știut. Nu, vezi că nu mai știu până în capăt. Nu, mă știi? Păi ce te știu? Îți mulțumesc că te-ai arătat în cartea asta, că și eu te-am văzut și că m-am apropiat mai mult de inima ta. Ți-am cercetat cumva inima, Grigore, citind mărturiile astea, destăinuirea asta a ta, dureroasă. Inima mea înciuntită, tot dor și necăjită. Așa se spune. Că eu până la un moment, dar și în ziua de astăzi, când după inima lui mama, după inima, este un duh în tine, aerul acela, care vine și dă forță. Și ăsta, duhul ăsta vine de la Dumnezeu, cu harul pe care mi l-a dat, și trebuie să-i mulțumesc la Dumnezeu, că mi-a dat harul ăsta, și la mama că m-a făcut. Și o tădea una de 20 făurari, o sun pe mama și zic, mamă, îți mulțumesc frumos că m-ai făcut pe lume. Ce poate să fie mai frumos? Nu! Ca urarea asta, ce poate să fie mai frumos? Și nu plâng. Și nu plânge nici mama. Că trebuie să avem forță în noi. Noi trebuie să plângem prin cântec. Și prin cuvânt. Pe vremea pandemiei, toți se speriau că n-au unde cânta. Eu m-am adunat și zic, bă, am ocazia să mă arăt. A fost cea mai frumoasă perioada mea. Pentru că în perioada asta mi s-o potrivi horile mai bine. Că eu cu cât îmbătrânesc, mi se potrivesc horile mai bine. Mi se potrivesc horile mai bine. Eu trebuie doar numai să gunguresc. Cum zice mama, mă, tăta ai gungurit pe lângă mine. Gunguritul ăsta e foarte important. Mă, dacă nu gungurești în ceva, mă, da. Nu ești, nu știu cum să spun, nu ești în lumea asta. Nu ești clar văzător. Nu-ți umblă mintea. Că așa se zice, trebuie să-ți umble mintea și să cobori mintea în inimă. Da. Că tot ce vin de la inimă. Și știi de ce nu mă tem în lumea asta? Știi că oamenii copiază, fură, se fură cam codru. Trăim o perioadă ca într-o fel de haiducie folclorică. Eu nu mă tem de haiducie asta. Pentru că când îmi dau drumul la glas, eu am venit la tine aici, nu să horesc. Că atunci când mă duc să horesc, trebuie să am domn în jurul meu. Oameni, să mă asta. Nu, eu oricând când. Noaptea, dacă mă trezești la 1 noaptea, când? De mă trezești dimineața, când? Oricând. Și atunci eu sunt fericit. De ce? Că pot cânta oricând. E glasul cu mine. Dar ce este foarte important?
creez emoție. L-a emoționat și emoția foarte asta tare. Și cum? L-a emoționat foarte tare, Grigore, am văzut, pe Ștefan Bănică. Păi dar nu numai pe Ștefan Bănică. Da, da, s-a văzut, l-am văzut și eu noi. Stai un pic pe ce ne-am emoționat eu. Scriitor, pe Cezar Ivănescu. Stai un pic. Pe Ioan Alexandru. Și pe Păunescu, pe Adrian Păunescu l-a emoționat. Nu... Știu foarte Domnule, tare. Cum adică? Dar pe cine n-am emoționat? Dar hai să ne uităm la cântarea aceea. Dar stai să spun ceva. N-o contat că e Bahus cu mine. Cine horește, horește. Ce ți-a spus doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga? Aoleu. Doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga zice, povestea, a fost o delegație de la Cluj, vine Grigore Leșe la Roma. Și era acolo delegația de la Cluj. Nu vine Leșe, aseară l-am văzut pe în crâșme, de cu portocale. Eu nu dau nume aici din respect, dar în carte am dat nume. Păi nu vorbim la întâmplare. Nu vorbim la întâmplare. Dau un exemplu. Hai să nu fiu eu. Virginia Ziani da. Face un copil. Și imediat a fost invitată să susțină un concert la Scala din Milano. Așa. Alt cântăreț zice, nu poate cânta Virginia, nu o chemați, cunoscut. Ea s-a dus la director și a cântat și a zis directorul câte ea. Ce răi sunt oamenii pe lume. De mine, când a fost vorba de Smithsonian, nu-l chemați pe Leșe, că ăla se aruncă din avion, face de-a lui, nu sosește, da. Umblăm după el. Eu totdeauna mi-am onorat contractele și dacă am fost profesor, eu mi-am făcut datoria de profesor. Îi rog mult, pe oamenii care nu mă cunosc, așa. Le arăt. Asta e cartea. Și atunci să-și dea seama cam cum a fost viața asta mea. Dar știi ce mă întreba fiul meu, Dragoș? Ce? Mamă, dar cum se ducea Grigore și stătea la poarta conservatorului și putea să le spună profesorilor, unora dintre ei, tu să nu mai vii, că nu ești bun. Dar știi de ce? Pentru că eu până la conservator, eu am avut rezultate în muzică naționale. Atenție, eu nu m-am prezentat așa din Târgu Lăpuș la conservator. Eu atunci eram cunoscut. În conservator, în perioada anilor 90, era o șerpuial. Toți veneau, unul vrea să se titularizeze. Da. Umblau numai după, cum se spune, șperțuri. Eu n-am umblat după șperțuri. Eu știu de ce m-am dus acolo. Ninuca Oșanu, rectorul de atunci, a zis, bă, omul ăsta știe ce a venit aici. Și te chema, nu? Te chema, oricum te chema. Păi cum? Și îți spunea, Grigore. Dar atenție, la fagot, când era loc, când nu era loc. Când nu era. Păi stai un pic. Era un loc la fagot și erau 10 fagotiști. Dacă, lume, trebuie să vedem ce a făcut Leșe în sensul acesta. Că una ești când ești de bani, gata, te duci să... Toate când vii așa, că n-ai bani nici de drum. Da. Și te duci la conservator și stai pe marginea șanțului să mănânci slănină cu ceapă. Și să dormi pe un iapuș, pe în gară, pe în cămine, pe un iapuș. Eu despre asta vorbesc. Eu am reușit să înving. Eu de unul singur, mi-a fost greu. Sigur că în jurul meu au fost oameni care mi-au avut binele, m-au ajutat, le mulțumesc. Dar a fost foarte, foarte greu. Știi că se zice așa, 67 de ani, am 67 de ani. Mulțumesc. Zice, toată vremea așa are vreme. Da. Eu n-am făcut ce am făcut pentru mine. Nici asta nu se înțelege. Eu am un proiect despre țară. Bă, unde s-o potrivit? Păi, care e identitatea mea? Păi, dar ce mă potrivesc eu? Păi, eu nu sunt strălucitor, zic, în muzica lui Bach. Am muzica mea, care e în mine. Eu am moștenit asta, așa m-am născut. Da. E harul tău. Glasul meu n-are nicio legătură cu Academia de Muzică Dima. Glasul meu are... Academia de Muzică are legătură cu fagotul. Numai că știți cum? Oamenii cam puțin s-au interesat de catedrele,
de instrumente din liceu de muzică, de profesori. Eu dacă îi întreb în ziua de asta, vezi catedră de fagot la Baia Mare? N-au. După câți ani? După 40 și... Despre asta vorbim, de sistemul de învățământ din România. Prea mult se duce în folclor lumea. Trebuie să mergem spre marea muzică. Hai să ne uităm la o secvență din emisiunea ta. Da? Când îi cântai lui Ștefan Bănică și da. Era impresionat. Ne uităm împreună și da. Continui tot tu. Continui cu tot. Cântecul ăsta. Nu gândească tot omul. Ia să vedem. Superb. Da, mult m-am rugat, Doamne, ție, da să Să nu vom da iurtul mie. Dar nu știu, Doamne, nu mă vezi, dar nu știu, Doamne, nu mă vezi, că tu mi-l alegi. Da, mă iurâche, de ce-aș prinde, da, eu la temniță te-aș vinde. Și de acolo nu te-ar scoate, că tu mă faci năcaz de moarte, arde chiar focul de lume. No. Ce privilegiu pe noi, Grigore, ca de ziua ta să ne cânți. Nu vezi? Mulțumim din mare suflet. Lucru. Da, dar oamenii trebuie să mă simtă. Bă, hai să-l vedem pe Leșeman, nu poate prezenta el o melodie, să o explice? Bă, eu te spun, suculopule Leșe, suculos mult Leșe. Mulți, nu? Mahuritorul Leșe, numai frunză verde ca iarba. Tună draci în cei tuna și cântă cucu, bată-l vină. Nu-i numai atâta. Dar spune suculopul lui Leșe, bărbatul Leșe, bărbatul iubit Grigore. Păi da, mă iubește toată lumea și eu îți bucur. În cartea asta nu prea ai scris despre iubire. Nu prea păi știi ce? Nu mai trebuie dragoste. Să scriu... O singură fotografie am văzut cu tine la cununia civilă cu soția, fosta păi soție. Păi da, mă stai un pic, mă. Atât. Mă stai un pic, mă. Acolo am fost la taina căsătoriei. Am fost păi la sfat. Uite. Ia, ci... Ia uite ce frumos erați. Și după ce am ieșit de aici, am avut, fii atent, am avut căsătoria la biserică, în Tămaia. Și acolo, în Tămaia, m-am dus la taina căsătoriei. Taina căsătoriei e odată. Da. Dar de 100 de ori. Da. În ziua de astăzi vreau să aibă taina căsătoriei. De ce? Nu se poate. Că e o singură dată taina. Celelalte îți binecuvântări. A nu se confunda taina? Știi că oamenii când vorbesc de taină, știi ce zic? Păi e o chestie. Salvează orice explicație. E o taină acolo. Da. Nu e de ajuns. Câți ani aveai, Grigore? Păi m-am căsătorit la 25 de ani. Erai fecior? Păi fecior, dară. Până la cine nu se căsătorea până la 25 de ani, era fecior bătrân. Și tu? Nu-l și mai soția? Nici dat. Amândoi? Păi cu nou. Soția mea a fost mai mică ca mine. Știi că așa se zice. Că femeia trebuie să fie cam la o diferență. De 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Da. Eu, măi, cu alte cuvinte... Eu vin dintr-o rânduială. I-a fost rușine soției la un moment dat cu tine. Tu știi asta. Ai întrebat-o de ce?
Știi cum? Am gândit, dă cu clopul de pământ. Așa. Să-l calcă în picioare. Păi, mă, eu... Femeia, știi, pe lumea asta, nu-i de ajuns să fie numai bună. Am văzut că așa ai scris în carte. Păi nu-i de ajuns adică să fie numai bună. Adică ce vrei să spui cu asta? Nu-i de ajuns să fie numai bună. Da. Mă, trebuie să aibă și o... Cum? Mă, trebuie să vadă lumea un pic altfel, mai ales când are lângă ea un artist. Cu un artist, artistul are tot felul de comportament. Trăiri. Trăiri, da. 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 Cu altfel nu e artist. Tot felul de capricii. Când ziua de astăzi, mulți artiști. Deci ai avut multe, multe trăiri, multe comportamente. Păi acum, asta e viața. Păi sunt lumea asta. Păi de aceea am dezlegat lumea. Să văd ce e. Și despre dragoste ce ai aflat, Grigore? Dragostele nu-s curate. Că trăiesc până la moarte. Ori din vârf, ori din tulțină, tăi să țin cu rădăcină. Eu nu pot opri asta. Dragostea asta. Ce poți băga peste dragoste? Dacă nu erau atâția, nu puteam scrie cartea. Clar. N-aș cânta așa. Știi că noi suntem buni. Stăm sub polișoara țării. A, ce bine aici, călduț, asta. Nu mi-asum nimic. Eu mi-am asumat asta. Repet. Viața-ți roade inima. Viața mea a fost și este o poveste. Cu de toate. Dar nu numai la leșe s-a întâmplat asta. Numai cu leșe. Dar puțini au avut curajul și au curajul să povestească și să se arate. Păi știi de ce? De adevărate la Grigore. Păi nu, ei se ascund. La ei le place să fie numai cu cravată. Dar și a tine a durat ceva, uite, până la 67 de ani. A fost ceva timp până să te arăți, până să ai curajul ăsta, nu? Mă, eu m-am arătat tot timpul, de ei nu m-au înțeles. Da. Acum viu și le explic ce-i cum e. Dar atunci, Grigore, când tu povesteai că ningea și erai jos. Așa. Și mă ningea. Te ningea. Da. Și mai... Și oamenii erau nepăsători. Treceau pe lângă tine? Păi treceau pe lângă mine și... Și ce spuneau? Aruncau ce vreau ei, fiecare pe mintea lui. Și eu stăteam așa și când ne auzăm vorbind, știi cum făceam? Întrebuie, stăteam așa ninja. Așa? Și eu făceam așa, zăpada să mă acoperea pe față și făceam. Puh! Și zăpada zbura. Și tu stăteai acolo? Și cântam câteodată. E ceea ce ar putea să creadă telespectatorii, că zăceai? În șanț, pe jos? Ce șanț? Eram pe unde apucam. Pe unde apucai? Da. Omul umblă și pe în șanțul, pe unde? Dar Grigore, atenție, îi rog mult, îi rog mult cu șanțurile s-o deie. A fost o căutare de-a mea să văd lumea. Am înțeles, s-o dar spune-mi, te urai? Era ceva ce nu-ți plăcea deloc la viața ta, la tine? Știi ce nu-mi plăce? Ce? Comportamentul pe care îl vedeam în jurul meu. Cu oamenii să dădeau ce nu erau. Asta la ceilalți, dar la tine, Grigore, la tine. Eu eram un om sincer. Eu mă arătam, mai rău nu putem fi. Ce spuneai? Că atunci când te apucai să bei, te lua nostalgia. Da. Și nu te mai opreai. Păi nu. Păi de ăștia nu se opresc în ziua de azi niciodată. Eu m-am oprit, de ei nu se opresc. Când te-ai oprit, Grigore? Acum 20 de ani. De 20 de ani n-ai mai pus alcool în păi... gură? Nu că n-am pus nicio picătură. Și sticlele alea unde sunt? Îs la mine acasă pe trepte. Te ține acolo? Nu cred. Pe cuvânt. Unde pe trepte? La mansardă. Pe treptele până la mansardă? Până pe la mansardă când mă duc sticlă. Pășesc cu picioarele printre sticle. Și câteodată le ating cu picior și nu mai aud că se duc. Le aud. Dar de ce le-ai pus acolo? Să mă înving slăbiciunea. Neputința. Da. Și din pat văd gârliciurile. Așa. Și zic, ei, că n-am avut nevoie de voi, n-ați fost. Și acum că n-am nevoie de voi, sunteți lângă mine, degeaba. O trecut vremea voastră. Acum mi-e dor de Dumnezeu. În tătă ziua trebuie să ne fie dor de Dumnezeu. Frumos. Și aici urmează frumos. Și o tăcere? Da. Și tăcerea
spune multe. Multe. Necăs, Grigore, mai avem puțin. Puțin? Și am ajuns la final, din păcate. Măi, hai să, uite, fii atent aici. Tata mea, o melodie, tata când în fluier. Să cânt la fluier, nu? Păi da. Au, ce mi-e pe inimă acum? Ce-mi vine? O melodie. Scris în carte. Cât dacă părinții, scris? Dacă părinții au multe păcate și nu-și curăță sufletul de ele, păcatele se duc pe copii, se da. Se duc pe copii? Păi da, bineînțeles că se duc. Asta nimic pe lumea asta nu rămâne neplătit. Și ce ar trebui să facă? Tu, de exemplu, cum faci? Noi toți cei suntem mă, părinți. Măi, în ultima vreme știi ce încerc să fac? Să mă smeresc. Așa. Să lăs din orgoliu. Să mă caut pe interior mai mult pe mine, așa, și să vorbesc mai puțin. Asta și să cânti. Uite, colegii spun pe final, cântă Cucu. Ne place, ce să facem? Dacă ne place, cum cântă Cucu în Bucovina? Măi, păi eu trebuie să povestesc cu melodia asta, că mă așa, nebunesc cu ea. Nu? Dom'le, asta e, hai mă că e greu să spun asta. Că sunt șlagăre, sunt melodii de divertisment. Asta e un cântec. Știi unde e cântecul ăsta? Numai în capul meu. Nu este. Ei îl cântă toți. Știți, Zoli Brâncuș îl cântă. Numai la tine l-au văzut. Dar și dacă l-au văzut? Dar nu spun câteodată. Bă, cântecul ăsta e de până la Leșe. Da. Câți ani sunt, Grigore, de când îl tot cânti? Când l-ai păi cântat prima 80. Dată? Păi 80. Că textul ăsta există undeva. Dar adunat așa cu melodia și în forma asta, nu-i nicării. S-o să mă arate alte înregistrări înainte de cântecul ăsta. Nu. Acum îl cântă tot. Știți de ce? Pentru că e o melodie de business. Ori eu nu umblu după business. Eu umblu după altceva. După lucrurile profunde din România. Și din păcate, lucrurile profunde din România nu se cunosc în lume. Așa e. Eu asta vreau să mai fac până mor duce câtă groapă. Și după aceea mă pot duce. Că să spune așa, mama dimineață când m-a sunat, m-am și gândit, bă, zic, îmbătrânesc cu mama deodată. Și când îmbătrânești, înseamnă că devii înțelept. După 60 de ani, așa se zice, simți pașii de lup ai morții. Da. Începe înserarea melancolică înainte de marea noapte. Aici sunt eu acum. O, Doamne, Grigore, e ziua ta. E ziua, ziua mea, ta, dar da? Trebuie să spun. E ziua ta, măi, știu. Că vrem, că nu vrem. Urmează pentru fiecare. Corect. Noi toate lucrurile astea trebuie să le rezolvăm între naștere și moarte. Te îmbrățișez, Grigore, te eliberează, prin moarte te eliberezi. Așa să fie. Să ajungem cu toții la înțelepciunea asta. Am ajuns la final, eu te îmbrățișez încă o dată la mulți ani. Să fii sănătos, iubit. Și să ți se îndeplinească visele. Mă, s-au îndeplinit și vreau să spun că de ziua mea sunt fericit. Minunat. Mulțumesc Domnului, pentru invitație. Te îmbrățișez. Ne cânti ceva pe final? Băi, când? Ce să vă, Bucovina? Tăta, zici cu Bucovina? Ce vrei tu, e ziua ta. Băi, ce vreau eu? Băi, ce am eu pe inimă, mu? Te rog. Bă, mai multe cântece pe inimă, dar nu știu, care e pe hai inimă? Hai să chem. Uite, eu mi-au rămas bun de la telespectatori. Mă revăd cu ei mâine, de la ora 14, iar acum, pe final, maestrul Grigore Leșe. Te îmbrățișez. Uite, ce gând. Dar Dumnezeu cărare pe
sub pământ umblătoare vedorule. Pe sub pământ umblătoare dorule, doruțule să se-ntoarne cel ce moare dur doruțule. Lai 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 la ra 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 ra. Nu gândească tătomul dorule, ca trăi cât pământul dorule, ca trăi cât pământul dorule, doruțule și-a face ce-i gându doruțule. România secolului 21 încă se tratează ca în anul 21, după lacurile strămoșilor. Unele sunt eficiente, altele sunt deosebit de periculoase. De ce preferă mulți dintre români să se trateze singuri? De la farmacia din cămară la Doctorul Google. Automedicația pe vreme de pandemie. Beneficii și pericole. Astăzi, întreaga zi la Antena 3. Sunt român și mă tratez.